Adolescentul visează la ceea ce el crede că este relația perfectă cu persoana potrivită. Apoi, devenind tânăr, descoperă că acele idei nu devin realitatea vieții lui, deoarece erau generate de imaturitatea sa sentimentală. Dar există atâta imaturitate relațională în viața adulților. Dacă nu-ți dorești relația ca majoritatea relațiilor, nu te îndrăgosti ca majoritatea îndrăgostiților. Nu fi neserios în domeniul în care trebuie să fii cel mai serios. Iar dacă trebuie să începi totul din nou, nu te bizui pe tine însuți. Există o opțiune mult mai bună. Suntem bucuroși pentru că sunteți aici în sală, de asemenea suntem bucuroși pentru toți cei care s-au conectat cu noi online, ne urmăresc la televizor, ne ascultă la radio și astăzi voi prezenta primul mesaj din această serie de patru weekenduri, de patru mesaje. Și așa după cum vă spuneam, voi pune suflet în această temă, dragoste, întâlniri și dezamăgiri, pentru că mă doare sufletul văzând cum prea mulți oameni se implică în relații care le subminează relațiile. Este dureros pentru mine în calitate de pastor, este dureros să vezi oamenii care se implică în relații care le subminează relațiile prezente și le subminează relațiile viitoare. De parcă nu este destulă durere în viața aceasta, mai trebuie să creăm și noi dureri, mai trebuie să inventăm și noi necazuri, da? Să le căutăm cu lumânarea, cum se spune în popor. Și duminica trecută am spus că noi la Philadelphia demascăm două mituri care creează ceață și confuzie. Primul este mitul omului extraordinar și oamenii gândesc și se comportă de parcă dacă găsești omul extraordinar, totul va fi extraordinar. Nu contează ce faci până atunci, dacă ești norocos și dacă mergi la pescuit, dacă mergi la vânătoare, ai șanse să prinzi în plasă, să aduci acasă omul extraordinar care îți va face viața extraordinară, vei avea o familie extraordinară și totul va fi extraordinar. De fapt, noi demascăm acest mit pentru că ne face să avem fantezii cu privire la persoana extraordinară. Pentru că, de obicei, noi nu avem fantezii cu privire la a deveni persoana extraordinară. Nu, nu te prinzi așa pur și simplu că îți dorești, visezi cum devii o persoană. Nu? Fanteziile tale apar în domeniul la persoane pe care ai vrea să o găsești, să o prinzi, să o prostești poate chiar, da? Să găsești persoana extraordinară. Iar aici, la Philadelphia, noi credem că dacă devii omul extraordinar, totul ia o direcție diferită. Ai șanse să fii, nu perfect, ci extraordinar. Ai șanse să te bucuri de relații extraordinare, de o familie extraordinară, dar dacă faci ca toți, te îndrăgostești ca toți, de ce te aștepți la ceva extraordinar? Dacă mergi la întâlniri, te implici în relații ca toți, de ce te aștepți la rezultate extraordinare? Dar dacă te însori, te măriți cum se însoară și se mărită toți, de ce te aștepți la familie extraordinară? Noi credem că dacă devii un om extraordinar, dacă faci o diferență prin propria ta viață, ai șanse să experimentezi ceva deosebit, mai bun. Și pentru aceasta îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Al doilea mit pe care l-am demascat este mitul promisiunii, pentru că în viața relațională promisiunea tinde să înlocuiască nevoia de pregătire și noi supraestimăm angajamentul și noi cei religioși avem o ispită în plus, supraestimăm
promisiunea solemnă de la cununie și noi credem că o promisiune și o petrecere înseamnă o nuntă extraordinară și urmează o relație extraordinară și o familie extraordinară și totul va fi extraordinar, deși noi știm că în realitate promisiunea nu înlocuiește nevoia de pregătire. În domeniul academic trebuie să te pregătești ca să ai rezultate bune la examen, nu-ți promiți că vei obține nota maximă. În sport trebuie să te antrenezi, să te pregătești pentru competiție, nu pur și simplu să promiți solemn că vei câștiga concursul. Și tot așa din punct de vedere profesional, din punct de vedere financiar, noi credem în pregătire în vederea unei performanțe. Dar în domeniul relațional, în domeniul familiei, și seria aceasta se adresează adolescenților care se îndrăgostesc și trebuie să știe cum să se comporte. Această temă se adresează în ajutorul tinerilor care se îndrăgostesc, se împrietenesc în vederea căsătoriei și trebuie să formeze căsnicii extraordinare. Această temă este în folosul, în avantajul nostru celor care suntem căsătoriți, pentru că și noi vrem să ne perfecționăm căsnicia. Și de ce nu cei care doresc să se recăsătorească, să-și refacă viața de familie, trebuie să știm cum să procedăm. Pentru că dacă supraestimăm promisiunea, neglijăm pregătirea. Și ascultați-mă, vă spuneam și duminica trecută, da, nu este egal cu pot. Faptul că tu promiți aceasta nu înseamnă că și ești în stare, ești capabil, ești competent. Promisiunea, de fapt, te face nu capabil, te face responsabil. Și când ești responsabil și nu ești capabil, ești mizerabil. Și acest lucru este la mod în lumea noastră. Sunt prea mulți oameni care promit, nu se țin de cuvânt, nu sunt stare să-și respecte promisiunea și totul este mizerabil. Nu te mai poți încrede în el, nu mai poți avea de-a face cu el, cu ea și așa mai departe, da? De aceea noi te inspirăm să-L urmezi pe Iisus împreună cu noi. Este foarte important să devii acea persoană extraordinară. Nu doar să o pretinzi sau să o vânezi. Iar Domnul Iisus Hristos ne promite că vom avea rezultate dacă luăm în serios. El ne-a spus în Evanghelia după Ioan, eu sunt vița, iar voi sunteți ramurile tinere. Cine rămâne în unire cu mine și în cine rămân eu este foarte productiv, iar separați de mine nu puteți face nimic. Noi credem că relația personală cu Iisus este foarte productivă. Viața relațională este complicată, este complexă și v-am spus, repet, mă doare sufletul când vezi, când văd că oamenii nu iau în serios pregătirea în vederea relațiilor extraordinare, pregătirea în vederea unei familii, unei căsnicii extraordinare. Pentru că urmându-L pe Domnul Iisus Hristos, nu doar obții binecuvântare, și haideți să fim serioși, toți L-am urmat pe Domnul Iisus Hristos pentru că aveam nevoie disperată de binecuvântarea Domnului Iisus Hristos. Și este adevărat, grație Domnului Iisus Hristos, păcatele îmi sunt iertate. Grație Domnului Iisus Hristos, nu mai merg în iad. Dumnezeu mă primește cu bucurie în împărăția sa glorioasă. Da, este o binecuvântare mare să-L ai pe Iisus în viața ta. Dar nu doar atât. Și ar fi păcat să-L urmăm pe Iisus doar ca să obținem binecuvântare. Urmându-L pe Iisus, devii binecuvântare pentru cei din jur. Urmându-L pe Domnul Iisus Hristos, devii persoana extraordinară pe care o caută, acea persoană extraordinară pe care tu o cauți, tânăr, tânără, adolescenți, cei care doriți să vă recăsătoriți. Când îl urmezi pe Domnul Iisus Hristos, din partea Domnului Iisus Hristos, este foarte simplu. Și ascultați-mă.
Oamenii religioși și bisericile adesea complică procesul, complică lucrurile și oamenii nu mai știu. Oamenilor li se pare teribil de complicat. Și de fapt trebuie să ne ierți dacă ți se pare teribil de complicat la Biserica Philadelphia. Iisus îți cere un singur lucru. Te-ai angajat să-L urmezi pe Domnul Iisus? Un singur lucru cere Iisus. În discuție cu oamenii săi de încredere care l-au urmat îndeaproape, care l-au urmat cu devotament, Domnul Iisus Hristos le spune: porunca mea. Oamenii aceștia se așteptau la cel puțin 10 porunci. Erau evrei, știau că în Noul Testament principiile de bază sunt 10, pe care sunt clădite încă alte aproximativ 500 de porunci, aproximativ 500 de legalisme. Iar Domnul Iisus Hristos vorbește despre una, da, una singură. Porunca mea pentru voi este aceasta: să vă iubiți unii pe alții exact cum v-am iubit eu. Simplu, simplu ca bună ziua. Nu trebuie să crezi că nu vei fi în stare să îți însușești acest adevăr. Nu este, nu, un conținut lung, nu este un bagaj de cunoștințe voluminos, da? Nu trebuie să ai o memorie ilustră pentru aceasta. Simplu, Domnul Iisus Hristos ne cere. Domnul Iisus Hristos îmi cere. Domnul Iisus Hristos ne-a pus tuturor în față o singură poruncă. De fapt, El a rezumat tot ceea ce așteaptă Dumnezeu din partea noastră într-un singur principiu pe care nu-l va negocia niciodată. În felul acesta, Domnul Iisus Hristos, ascultați, oameni buni, pentru oamenii care l-au urmat pe Domnul Iisus, tu devii un om extraordinar dacă urmezi modelul extraordinar. Iisus este modelul extraordinar nu ca să ne descurajeze, să ne simțim inferiori și judecați, amenințați. Domnul Iisus Hristos este modelul nostru extraordinar ca să ne inspire, să ne dezvoltăm, să limităm, să pășim pe urmele Lui, pentru că în felul acesta, modelul acesta extraordinar, Iisus, te face extraordinar. Și când este vorba de a iubi pe cei din jur, când este vorba de a practica dragostea după modelul Domnului Iisus Hristos, vă atrag atenția, comportamentul romantic este alimentat de exclusivitate, nu de experiență. Comportamentul romantic este hrănit, este amplificat de gesturi, da, exclusive, de practici exclusive și nu de experiențe. Bine, sexul nu duce la relații. După sex vin copii. La relații extraordinare duce un comportament exclusiv. Și despre aceasta urmează să discutăm. Urmându-L pe Domnul Iisus Hristos într-un mod practic, exclusiv, în raport unii cu ceilalți. Și pentru că porunca Domnului Iisus Hristos este foarte concisă și ca să nu trebuiască să inventăm noi și să avem dificultăți în a găsi aplicații practice, Apostolul Pavel a fost inspirat de Dumnezeu și s-a simțit responsabil să ne ofere explicații și aplicații practice pentru dragostea după modelul extraordinar al Domnului Iisus Hristos. Cum să iubești pe cei din jur? Cum să iubești pe cel față de care te îndrăgostești? Față de cea de care te îndrăgostești? Cum să iubești persoana cu care te întâlnești în vederea căsătoriei? Ia? După modelul extraordinar al Domnului Iisus Hristos. Cum să relaționezi în cadrul căsniciei, soție, după modelul dragostei practicate de extraordinarul model Iisus, Domnul nostru cel măreț și minunat, lăudat să fie numele Domnului. Așadar, imperativele Apostolului Pavel sunt aplicații ale poruncii Domnului Iisus. Veți găsi în Noul Testament, în Epistolele Apostolului Pavel, aplicații concrete
despre modul în care funcționează practic porunca Domnului Iisus, dragostea după modelul său față de oameni. Și Apostolul Pavel, desigur, apelăm la epistola asta 1 către Corinteni, capitolul 13, da? Apostolul Pavel ne explică, iată cât de practic, funcțional, în așa fel încât să hrănim relația romantică după modelul Domnului Iisus Hristos, prin comportament. Dragostea, spune el, este îndelung răbdătoare. Și pentru că eu sunt campion la răbdare, mă simt confortabil, vă pot privi în ochi, pentru că eu nu am nicio problemă să rabd orice, oricât, oricum, desigur sunt calificat cu autoritate să vă învăț cum funcționează îndelunga răbdare. Nu este așa. Eu sunt vulnerabil în acest domeniu. Și de fapt vreau să știți, vreau să înțeleg, apropo, cine dintre voi mai este vulnerabil? Cine dintre voi are nu îndelungă răbdare, dar scurtă răbdare? Nu? Mai este vreunul? Nu e nimeni sincer la biserică? Mulțumesc, da, mulțumesc. Suntem în aceeași barcă găurită, încercăm noi să astupăm găurile, nu ne reușește totdeauna, da? Am o veste bună pentru ceilalți cărora vi se dă natural să răbdați. Să nu credeți că sunteți buni. Discutăm îndată despre asta. Da, vreau să vă simțiți și voi rău, cum ne simțim noi rău, că suntem vulnerabili din acest punct de vedere. Dar vreau să scot în evidență că și dacă ți se dă natural să fii răbdător, trebuie să-L urmezi pe Domnul Iisus, ca aceasta să dea rezultate extraordinare în viața ta. Și mai ales în viața ta relațională. Este esențial acest lucru. Aceasta înseamnă că dragostea nu face presiune. Persoana care iubește nu presează. Și vreau să spun, adolescenți, stimate domnișoare, dacă te presează, dacă face presiuni, simplu, nu te iubește. Dacă te grăbește, dacă nu are răbdare, dacă insistă să faceți mai ales ce nu trebuie împreună, simplu, nu te iubește. Pentru că dragostea se adaptează ritmului persoanei iubite. Dragostea este decizia de a face pauză mai degrabă și nu presiune. Aceasta nu ni se dă natural. Știți de ce nu ni se dă natural? Pentru că ritmul meu este foarte normal pentru mine și ritmul tău este foarte normal pentru tine și ritmul fiecăruia este foarte normal pentru acea persoană, fiecare în parte. Dar în momentul când apare o relație, unul dintre cei doi începe să facă presiuni. Și în loc să ne adaptăm la ritmul celelalte persoane, facem presiuni. Dragostea nu presează, dragostea cedează. Așa a făcut Dumnezeu cu tine și cu mine tot. Dumnezeu se adaptează la capacitatea noastră. Dumnezeu depășește viteza luminii. Dar s-a adaptat la ritmul meu. A stat după mine. Unii dintre voi nu vă botezați și știți că trebuie să vă botezați. Dumnezeu nu vă pedepsește. Dumnezeu se adaptează la ritmul vostru pentru că vă iubește. Cei mai mulți dintre noi știm că trebuie să facem ceva, că merită să faci de dragul lui Dumnezeu, merită să faci de dragul tău și nu faci, amâi. Și Dumnezeu așteaptă, Dumnezeu cedează când este vorba de ritmul nostru. Se adaptează, coboară la nivelul nostru. Nu face compromisuri, dar este îngăduitor.
De asta despre Dumnezeu citim. El este îndelung răbdător. Îndelung răbdător. Dacă nu exersezi îndelunga răbdarea, trebuie practicată, este o alegere. Dragostea se manifestă, dragostea extraordinară. Devii un om extraordinar rugându-L pe Domnul Iisus Hristos dacă reușești să cedezi, să te adaptezi, să găsești limbă comună. Exersați îndelunga răbdare și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dragostea, înainte de orice, este adaptabilă. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta. Amin? Și apoi apostolul continuă. Dragostea este îndelung răbdătoare și plină de bunătate. Iar bunătatea, este această abundență de bunătate, nu înseamnă slăbiciune. Răutatea este slăbiciune. Adică când nu ești în stare să te controlezi. Adică când nu poți să fii politicos și ajungi nepoliticos. Răbdarea este răspunsul pasiv al dragostei. Pe când bunătatea este răspunsul activ al dragostei. Unii dintre voi, v-am spus, a venit rândul vostru, cei care puteți răbda, mă întreb, puteți face și bine? Că e una să clocești bine răul, nu? Da, să te poți controla, să îl enervezi pe ceilalt că prea taci. Înțelegi? Sunt așa oameni care te enervează că tac. Sunt alții care te enervează că depășesc, nu? Torentul de cuvinte, da? De conținut. Și uneori conținut nu tocmai dătător de viață, da? Dar unii te enervează că prea tac. Rebelii pasivi. Știți că există? Da. Întrebarea este, care este acțiunea dragostei față de acea slăbiciune? Pentru că răbdarea dragostei se adaptează față de acea slăbiciune, pe când bunătatea dragostei inițiază o acțiune pentru a sluji acea problemă, acea deficiență. Și acum, o întrebare practică. Care este acțiunea dragostei tale față de slăbiciunea altora? Te plângi că ai mult de răbdat din partea tatălui, a mamei, a vecinului, a soțului, a soției, a soacrei, a socrului, a șefului la serviciu. Așa. Care este acțiunea dragostei tale față de slăbiciunea acestor oameni? Că îi rabzi, nota 10. Încrede-te în Iisus și o să-i rabzi mai ușor, mai bine, mai cu succes. Dar nu e suficient să rabzi. Acestea merg împreună. Dragostea, în timp ce rabdă, gândește acțiuni binefăcătoare. Dragostea, în timp ce lasă de la ea, este dispusă să dea de la ea. Pentru că, în final, răbdarea fără bunătate, știi ce este? Răutate. Rabzi și pe urmă crapi. Și iar rabzi și pe urmă iar crapi. Da? Pentru că răutatea poate să fie comunicată, să fie practicată zi de zi, așa, cu doze, sau poate să fie adunată și da o tonă. Și mai adună și încă o tonă. Și viața noastră relațională este doar între explozii ale bombelor. L-am rugat pe Hristos ca să devenim oameni care pot practica dragostea după exemplul lui extraordinar. Și apoi Apostolul Pavel ne atrage atenția că există un trio toxic. În domeniul relațional, atunci când ești gata, ești serios angajat să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos în dragoste, să iubești în stilul Lui, te pândește o triplă toxicitate. Dragostea,
Nu este invidioasă. Ai grijă că suntem foarte vulnerabili. Invidie, laudă, aroganță. Dragostea nu este invidioasă, dragostea nu se laudă, dragostea nu se manifestă arogant. Dragostea celebrează succesul persoanei iubite, dragostea se bucură de reușitele celor din jur, nu este invidioasă. Ah. Acum, de fiecare dată când ai felicitat pe cineva, ai fost sincer? Ai spus, aia. Dar oricum, omenia mă obligă să-l felicit, nu? Da? Fetelor, dacă te întâlnești cu un prieten și începi să-i povestești despre o reușită și el te întrerupe și te domină cu laudăroșenia lui, nu te iubește. Ați întâlnit așa oameni? Că nu poți, domnule, nu te poți înscrie la cuvânt să lauzi și tu pe Dumnezeu că ceva a făcut măresc în cazul tău, că El vine și dacă nu-i ceva recent, măcar din vremea când El era, pe vremuri, ea era. Dragostea nu este nici invidioasă, dragostea nu se laudă, dragostea nu este arogantă. Acum, întrebare practică. Care este reacția ta interioară față de succesul oamenilor din viața ta? Ce spui? Ce arăți? Cum joci tu rolul? Nu e important. Poate este important pentru cineva, dar nu este important pentru tine. Ce simți tu în interior? Care este reacția ta interioară față de succesul oamenilor din jurul tău, mai ales a persoanei apropiate? Dragostea în stilul Domnului Iisus Hristos nu judecă lucrurile din perspectiva invidiei, a lăudăroșeniei și a aroganței. Păziți-vă! Acestea sunt toxice, ne distrug pe noi și distrug relațiile noastre. Și Pavel continuă, dragostea nu încalcă regulile bunului simț. Adică, dragostea nu se comportă nerespectuos, indecent. Respect. Și tu știi că în Sfânta Scriptură este explicat cum acesta funcționează. Apostolul Pavel, v-am spus, el ne-a dat aplicații practice. Iată cum definește Apostolul Pavel respectul. Apostolul spune, haideți să citim împreună, doar bărbați, domnișoare, doamne, ne abținem, da? Bărbați, doi și, în smerenie, să-i priviți pe alții mai presus de voi înșivă. Nu din cauza că sunt mai prețioși, ci te comporți față de ei pentru ca și când, de parcă ei sunt mai prețioși. Pentru că așa a făcut Dumnezeu, așa a procedat Dumnezeu. Așa a procedat Domnul Iisus. Eu nu sunt mai prețios decât Iisus. Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Dar Iisus s-a comportat față de mine, a luat locul meu, s-a identificat cu mine, de parcă eu eram mai prețios. A venit la glorie, a venit în lume, a răbdat prostia, nonsensul din această lume, pervertirea oamenilor din această lume. A murit de dragul nostru, Iisus, pentru că ne-a privit mai presus de interesele lui personale. Oricine, oricare dintre noi știm cum să practicăm acest lucru. Acesta este exemplul extraordinar al Domnului Iisus, demn de urmat. Acest lucru trebuie să îl practici, această abordare trebuie să o practici zi de zi în relație cu oamenii din jurul tău și devii extraordinar.
Să-L privești pe fiecare ca fiind eroul vieții tale. Să privești persoana iubită ca fiind eroul vieții tale, față de care trebuie să te adaptezi, pe care trebuie să o respecti, trebuie să-ți controlezi, trebuie să aduci cea mai bună versiune a personalității tale. Și urmându-L pe Iisus, de fapt, ajungi la cea mai bună versiune a personalității tale. Și din punct de vedere relațional, o spune cineva, da, este plictisitor. Cei care sunteți însurați, măritați, plictisitor, nu chiar să ne abordăm atât de atent unul pe altul și să ne respectăm într-un mod ieșit din comun? Știi de ce gândim așa? Și de ce credem că e plictisitor? Pentru că suntem influențați de majoritatea. Majoritatea încalcă normele bunului simț. Și noi credem că asta deja este norma. Majoritatea nu investește în relații. Majoritatea nu este preocupată de perfecționare. Nu și-a propus să devină persoană extraordinară, ca să aibă relație extraordinară, ca să aibă familie extraordinară, ca să aibă un viitor extraordinar. Nu este ușor, dar este eficient. De fapt, Domnul Iisus nu ne-a chemat la ceea ce este ușor. Domnul Iisus Hristos ne-a chemat la ceea ce dă rezultate. Și ultima dată când am verificat, tot ce este extraordinar în această lume nu a fost ușor pentru cineva. Nu există nicio reușită în această lume. Ultima dată când am verificat, niciuna din reușitele oamenilor din această lume nu au fost ușor de obținut. Pe această cale, dacă ești necăsătorit, așa devii o persoană demnă de persoana cu care îți dorești căsătoria. De altfel, dar mergi la agățat. Se mai spune, tineri, se spune la agățat? Nu? La vânătoare? La pescuit? Am îmbătrânit, nu mai știu jargonul. Da? Da, nu este simplu, nu este ușor, dar dă rezultate. Așa devii persoana demnă cu care îți dorești căsătoria. Demnă de persoana cu care îți dorești căsătoria. Ești căsătorit? Nu este ușor, dar așa, practicând acest tip de dragoste, după modelul extraordinar al Domnului Iisus, așa devii o persoană demnă de persoana cu care dorești să-ți continui căsnicia. Pentru că dacă nu investești în acea căsnicie, ea se îmbolnăvește și moare. Majoritatea celor căsătoriți nu se mai pregătesc. Majoritatea celor necăsătoriți nu se pregătesc pentru căsătorie. De ce? Chiar crezi că persoana aceea va fi perfectă încât nu va trebui să dai dovadă de răbdare? Adolescenți, tineri, cei care doriți să vă recăsătoriți, chiar credeți că veți întâlni persoana extraordinară care nu te va face să rabzi nimic? Nu va trebui să cedezi la nimic? Nu va trebui să cheltuiești nimic? Pregătiți-vă! Exersați bunătatea, exersați respectul, exersați răbdarea în relațiile prezente, pentru că aceasta vă califică. Cu Iisus devenim oameni extraordinari pentru relații extraordinare, pentru oameni extraordinari cu care dorim să avem relații extraordinare. În căsnicie, cei care sunteți necăsătoriți, vă spun, în căsnicie ești obligat să-ți controlezi egoismul. Da? Ai doar două opțiuni. Ori să controlezi egoismul, ori acea căsnicie este calvar. Și pentru unul și pentru că nu este posibil ca cineva să facă cruce celuilalt în familie și el să se simtă bine, lăudat să fie Domnul, că am reușit să îl răstignesc sau să o răstignesc. Nu, nu. Și unul și altul îs în iad.
din punct de vedere emoțional, relațional, psihic, nu mai vorbesc spiritual, da? Deci acest lucru este atât de evident, să nu ne îmbătăm cu apă rece. În căsnicie ești forțat să-ți controlezi egoismul. De aceea, practică înainte să te căsătorești, la familie, la locul de muncă, la școală, cu diriginta, cu profesorul, cu șeful tău și așa mai departe. Practică acest autocontrol, 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 autocontrol. Și în căsnicie, mai spun ceva, se nasc copii, vin copii, să vezi cum copiii te învață să rabzi. Da, să vezi copii cum te învață să faci bine, să vezi copii cum te învață să dai dovadă de bun simț. Da, pentru că nu vrei ca ei să crească niște nesimțiți inspirați de tine. Și pentru că avem de lucru, avem de lucru. Ei, avem de lucru. Vă dau de lucru și acasă. Da? Notați, vă rog, fotografiați acest slide. 1 Corinteni, 1 Epistola către Corinteni, capitolul 13, versetele 4 până la 7. Luați Biblia. Dacă nu aveți Biblie, cumpărați-vă o Biblie. Dacă ați uitat unde e Biblia în casa voastră, găsiți-o cumva. Nu? Bineînțeles, glumesc. În Biserica Philadelphia, noi credem în Biblie. Găsiți o Biblie electronică pe internet. Da? Și în fiecare zi, vă rog, în fiecare zi citiți acest text și transformați-l în rugăciune. Începe acest fragment din Sfânta Scriptură. Dragostea este îndelung răbdătoare. O să o transform în rugăciune. Doamne, ajută-mă să practic dragostea prin îndelungă răbdare. Și așa mai departe, da? Deci, 7 zile la rând, duminica viitoare continuăm. Domnul să vă binecuvânteze, da? Dar încă o dată, putem să ne înțelegem. În fiecare zi citim acest fragment de Sfânta Scriptură și îl transformăm în rugăciune personală. Nu pentru ea, nu pentru el. Fără să dăm coate unul la altul, da? Este despre mine, este despre tine. Pentru că tu dorești să devii persoană extraordinară. Pentru că tu îl urmezi pe Domnul Iisus să devii o persoană extraordinară. Doamne ajută!